Cred că avem și grup de transport, așa, domnul profesor Mințea. Dintr-un alt grup. La dezvoltare urbană, pentru cele spuse de domnul profesor, de domnul Pop, sunt foarte corecte și coerente din punctul meu de vedere. Nu știu dacă e locul aici sau cel la grup să intrăm în detalii, dar dacă nu strică orice idee care să avem în vedere, pentru că și eu împărtășesc punctul de vedere al dumneavoastră că transportul este un element cheie pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea Clujului ca municipiu și ca entitate metropolitană. Atât și le împart în două, dacă e să folosim modelul teoretic. Componenta, să spunem, de trafic, aglomerație și modernizare și doi, componenta economică pe care o salut adusă în discuție aici. E clar că și din tendințele europene pe care le-am observat, lumea se concentrează acum nu pe soluții extravagante, autostrăzi zburătoare sau alte lucruri care nu pot fi făcute în condițiile date ale orașului pe care le avem, ci pe soluții inteligente la spații pe care le avem. Iar o soluție inteligentă este să utilizezi ceea ce ai acum, dar într-o altă manieră folosind ceea ce au făcut și alții, unde mi-a inventat apa caldă. Un transport public bun de calitate ajută la decongestionarea traficului. Deci pe prima componentă. Asta ce înseamnă? Linii dedicate pentru transportul în comun. Noi avem un început în Cluj, trebuie să gândim în continuare ceea ce avem. Asta ce ar însemna? Că reduci posibilitatea de a aduce mai multe mașini înspre centru, utilizând un transport bun de calitate și bidirecțional. Și aici, tocmai am văzut o experiență pe care au făcut-o interesantă, au făcut un transport public de calitate, au investit masiv în transportul public și au impus cu titlul de experiment o mini-taxă foarte mică pentru fiecare mașină care venea în centrul orașului, nu știu, 0,7 cent, să nu zic acum, după modelul guvernului, o taxă mică. Și au făcut acest lucru, nu știu, 3 luni sau 6 luni de zile. Și au observat că cel puțin cu 30% a scăzut traficul în zona centrală pentru că lumea nu vrea să plătească așa și folosea transportul în comun. După 6 luni de zile au ridicat măsura și au lăsat la pe cum a fost. Din nou aglomerație. Și atunci autoritatea locală a mers la referendum și a spus. Cum e mai bine? Varianta cu mini-taxă sau varianta la liber? Și cu 80% de cetățeni au spus cu taxă. Dar condiția este să ai transport în comun performant care să vină să spună, dom'le, am alternativă oricând să ajung în timpul pe care mi l-am programat, la serviciu, la întâlnire, pentru că așa îl concep. Cred că aici trebuie să mergem și noi pe această componentă de transport în comun care să ne ajute și să gândim această soluție, pentru că ce văd astăzi în Cluj pe mine mă îngrijorează să vă spun. Văd coada aceea de mașini care intră în Cluj dimineața și stai o oră la intrarea în Cluj, mă mutează în mașini, maxim două persoane în fiecare mașină. Și îmi pune întrebarea, ce facem cu partea aceasta? N-au școli și grădinițe acolo, toți vin la Cluj, folosesc fiecare mașină, fiecare mașină sunt două persoane, maxim două persoane. Și atunci trebuie să ne gândim ce facem acolo. În primul rând să-i convingem pe oameni că transportul comun poate fi o soluție cu linii dedicate, cu transport eficient, ce se mai practic și peste toate părții lume, să-i vezi pe oameni să vină, nu doi imagine poate vin, trei într-o mașină și mai reduce numărul de intrare în plus sau folosesc un transport alternativ, bicicletă sau alte mijloace aferente sau cei care au școală acolo le folosesc. Trebuie să gândim aceste soluții inteligente pornind la ceea ce avem. Evident că trebuie să facem fiice centurile ocolitoare care au mai rămas de făcut, dar până acolo avem de rezolvat această problemă. Spun pe prima componentă. A doua care mi s-a făcut extrem de inovativă a ceea ce a spus domnul Pop, este componenta aceasta economică și cred că aici, în partenerea cu Consiliul Județean și noi, ca zona metropolitană, putem gândi spațiul acesta. Noi acum ne-am gândit să începem primul pas cu transportul metropolitan în comunele care sunt limitrofe Clujului. Toate au luat toate comunele, de la Florești, Apahii, Dabaciu, Chinteni, Ciurila, Peleac, au luat toate și a fost primul inel. Lăsând deschisă posibilitatea că dacă funcționează bine, să extindem cu al doilea inel al Clujului, dar văd că el ne-a blocat pe distanță. Nu-mi dau seama de ce a fost suspendată o decizie a noastră metropolitană, făcând toate demersurile legale, pentru a putea asigura un transport integrat. Eu sper că, până la urmă, justiția va ține cont de interesul public și de interesele private în aceste situații. Dar, repet, nu putem anticipa deciziile justiției, ci doar să sperăm că ele vor fi corecte și vor servi interesul general. Deci,
nu e ușor să le pui în practică, pentru că în momentul când începi să cunoști aceste lucruri, apar tot felul de bareme, inclusiv de natură juridică. Dar această strategie cu partea economică, eu cred că este o plus valoare și o poate integra strategia noastră în cadrul conceptual pe care să le avem în vedere. Mulțumesc!